cum să spun, sufletul lor, așa, să fie conștienți că ceea ce cântă e bine și îi ajută ca actori. Niciodată nu m-a interesat să cânte performant. Dar îl spun, cântă cum simți tu, asta e muzica, dar poți să și schimbăm, putem schimba să fie foarte bine. E o plăcere să lucrez cu actorii, pentru că mereu descoper ceva nou. În momentul în care lucrezi cu un actor și îl înveți muzica pe care trebuie să o cânte, trebuie în primul rând să-l incici, să fii tu cel care trăiești intens. Și atunci transferul se face foarte rapid. Actorul simte, văzându-mă pe mine, dacă sunt liniștit, calm, detașat, hai încă o dată, hai încă o dată, partea artistică se pierde. Ori pe mine asta mă interesează, partea artistică. Și atunci caut să îi atrag. Fac, de multe ori fac și urât, așa, dar mă rog, mă zbat, mă agit, da, atras pe mine. La noi folclor a fost foarte important pentru compozitori. Avem un folclor extraordinar care poate face din un compozitor, fie că e de muzică cultă, fie că e de muzică ușoară, să își găsească o zonă și lucruri interesante. O, la mine, sigur că iubesc folclorul, ascult cu plăcere nebună, extraordinar folclor. Dar când ascult muzică macedoneană, se întâmplă cu mine ceva. N-aș putea să spun exact. Repet, n-aș putea să spun, doar că o simt atunci când caut o melodie. Da, e într-adevăr o taină. Cum o taină este și procesul creației. Mulți vorbesc de inspirație, de lucruri care vin. Poate, dacă ar fi să exagerez un pic, pot spune că închid ochii de multe ori și mă gândesc la satul ăla Galici, unde e născută mama și simt așa un altfel de miros. Și poate că, dar nu. E o taină care asta se întâmplă în interior și...